Începând de azi, Viorel Stanca este președintele interimar al PRM Sălaj, pentru că este singurul partid care a acceptat calitățile, defectele, dar mai ales trecutul de securist. Să preiau sediu, dacă are, nu știu, ceva sediu aici, o să am probleme de organizare, de sediu, de asta. O să fac alianțe cu USL-ul, probabil, ceva alianțe. O să fie interesant și o să vă prezint legat de planurile mele politice, PRM și cei de pe aici, din USL, din alte partide. Să știe că PRM-ul este un partid naționalist. Dar nu este ultranaționalist. Eu voi face în Sălaj ca PRM-ul să fie interpretat ca un partid din punct de vedere al naționalismului moderat. Deci un naționalism moderat. Și o să avem pe tema asta chiar o bună parte dintr-o conferință de presă, ce înțeleg eu prin asta și ce am de gând să fac vis-a-vis de problema naționalismului moderat. Pentru că mie nu mi-este independent că România își pierde total independența din punct de vedere economic, politic și social în fiecare zi, ba cu femeiul, ba cu americanii, ba cu nu știu cine. Și atunci trebuie să luăm o poziție la nivelul nostru mic, că pic cu pic se naște marea. Vadim le zice în felul lui, eu să le zic în felul meu, mai explicit, mai înalt stil.